ieșită față de lansarea precedentă, și anume cu acord de Ioana Brăzulescu, care îi spunem bun venit aici, lansăm Casele Vieților Noastre. Este un obiect cu adevărat frumos, delicat și pe afară și pe dinamică. Există două școli de gândire. Una spune că îți poți face opere doar scriind cod la cod cu alții. Și scriind în pluton sau în cadență sau la nu știu câte mâini, 2, 4, 6. Da, e posibil, sigur. Există o altă școală de gândire, evident opusă, care spune că asta e o formă de diletantism pe bani și de lipsă de curaj, de fapt. Preferi, în loc să riști un elogiu individual, să fii înjurat la grămadă. E o judecată casantă și nemeritată. Și una dintre probele care arată că judecata e nedreaptă și nemeritată este volumul pe care îl aduți aici. Și în care mai mulți oameni și-au povestit poate copilăria, poate un țăndărăl de viață, poate o experiență, și-au povestit o casă și-au intrat într-un joc. Un joc făcut sub arcadele Ioanei Brăzulescu, un joc izvorât din ideea frumoasă a Gabrielei Tabacu, un joc la care participă și Gabriel Lucian, și Tania Radu, și Tadea Bicăl, și Antonu Taralian, și Dance Mihelescu. Distribuția e bună. Distribuția este ok și ea nu reia obligatoriu distribuția din intelectual la cratiță, dar oferă și ea prilejul de a vizita mai multe locuri intime cu ochii și cu condeiul ghidului. Pentru mine e delicat, pentru că aveam evitat impostura în intelectual la cratiță, unde n-am avut curajul să scriu că nu știu să fie bună și măcar nu știu să-l mănânc, ci pur și simplu am simulat competența, uneori atât de verosimilă, cât am fost crezut, cineva chiar mi-a cerut o rețetă și atunci a trebuit să mă deconstruie. Aici, invitația este la alunecarea în alt timp. Invitația este la a descifra ce înseamnă ușă, spre ce se deschide ea, cum apeși pe clanța aceea. Au apăsat pe clanțe, cum spuneau, mai mulți oameni. Fiecare în gama lui, în registrul lui, în timpul lui și în cartierul lui. Și aici eu am un mic handicap, este handicapul blocatarului, ca să folosesc cuvântul lui Șerban Foarță. Da? Adică omul care locuiește, ca să folosesc tot cuvântul lui Foarță, în blocoteț. Eu acolo am crescut, acolo trăiesc. Dar am avut o perioadă de grație pe care o povestesc în carte. Și cu asta eu mă opresc și o rog pe doamna Ralian, ba pe cuvânt, pariu, să ne spună două vorbe măcar despre casa sau casele vieților dumneavoastră. Vă rog, doamna. Două cuvinte dulci, zahăr tosă. Chiar două cuvinte dulci. Pot să spun că am scris această contribuție a mea la antologie prinde nostalgiile mele, nostalgiile copilării mele, nostalgiile adolescenței mele, cu bucuriile, cu părțile mai negre, mai întunecate, dar frumoase. Absolut, eu, pentru mine, o conservă de nostalgie, de trecut, de trecut și trecutul e mult și frumos și nefrumos, dar prezentul este prezent. Și în prezent am putut în altă casă decât cele despre care am scris acolo, pentru că am trecut în viața noastră 9 case, am avut o peregrinare lungă, plină de peripeții, și iarăși nu pot să spun decât că sper să o citiți cu plăcere. Vă doresc să o citiți cu plăcere, cu plăcere pe care am scris-o eu. Eu, când am scris-o, aveam de multe ori lacrimi în ochi, pentru că sunt amintiri. Dumneavoastră, sper că veți citi cu zâmbet de plăcere. Aș vrea să vă citesc mai întâi lista
care au contribuit la zidirea acestei cărți. La baza ei se află firește o arhitectă. Nu se putea face o carte despre case fără o arhitectă. Este vorba de doamna Gabriela Tabacu. Iar autorii care au făcut-o din bucățele sunt Adriana Bital, Ana Blandiana, Andrei Pleșu, doamna Antoaneta Ralian, care tocmai va vorbi, Barbu Cioculescu, Dance Mihăilescu, Gabriel Niceanu, Gabriela Tabacu însăși, Polia Roman Patapievici, Micaela Ghițescu, Monica Pilat, Radu Paraschivescu, Tania Radu și Victor Ieronim Stoichiță și eu însă. O excelentă prefață de Ioana Furguliță. Mulțumesc! Bine că spui de prefață, pentru că eu tot ce am avut de spus despre case și despre carte am spus în prefață. Într-un fel e bine, nu mai am prea multe de spus, orele sunt înaintate, suntem în întârziere, de aceea chiar voi vorbi numai 2 minute. De curând, ținând niște cursuri la Eruvio, unul dintre cursanți mi-a spus un lucru foarte frumos și atât de frumos încât țin nevoia să vă spun și dumneavoastră. Mi-a spus că de curând și-a construit o casă și de când și-a construit-o, mi se pare că există un nou membru al familiei. Dimineața când pleacă de acasă și a rămas bun de la casă, ca și cum și-ar lua rămas bun de la cineva, de la un copil, iar când se întoarce acasă, se reîntâlnește cu casa la fel cum s-ar întâlni cu un om. Lucrul mi se pare foarte frumos și, într-un fel, toți cei care au scris în această carte au făcut acest lucru. Sunt amintiri de tot felul. Este aproape o istorie a iubirii de casă această carte. Așa cum a scris Umberto Eco, să zicem, istoria frumuseții, cartea asta poate fi văzută ca istoria iubirii de case, cu tot ce conține aceasta, despărțiri, reîntâlniri, fetișuri, amintiri. Este exact ca o istorie a iubirii obișnuite. Veți vedea, toți autorii au scris cu o plăcere deosebită și nu putem decât să ne mulțumim. S-au bucurat să scrie despre case și cartea mai arată un lucru, că cele mai frumoase case nu sunt casele frumoase arhitectonic, ci casele care au o poveste. Povestea care stă la baza casei îi conferă și frumusețea. Un ultim lucru pe care vreau să-l spun înainte de a-i da cuvântul lui Dance Mihăilescu este că pentru noi cei de aici, și cred că toți, este la fel de important să locuim într-o casă sau într-o carte. Putem locui, suntem dintre cei care putem să ne retragem în casă la noi și retrași în casă să reintrăm și să locuim într-un fel de casă de gradul 2 care sunt cărțile. În această carte lucrurile stau invers. Puteți locui mai întâi în carte și apoi în carte veți găsi casele în care să locuiți. Pentru home-le și cărților, vă rog să luați această carte în care vă veți simți foarte bine. Îi dau cuvântul lui Dance Mihăilescu. Cât mai repede, dacă voi reuși. Țin să vă spun că această carte vine într-o serie minunată de la Humanitas. Este seria de volume colective deschisă de Marius Chivu cu o carte despre bunicii noștri, continuată de Radu Paraschivescu, care a coordonat o carte despre efectuarea stagiului militar. Se numea Răcani, Pifani și Veterani. Pe urmă am făcut eu cărțile care ne-au făcut oameni. Pe urmă am mai fost intelectual la Gratise
și antologia de preferințe muzicale de la Roger Waters și Angela Similea și tot al Radu Paraschivescu. Cartea de astăzi este o minunăție, este de o dulceață, de o nostalgie, de o îmbibare de suflet și excitantă cât în cape. Este pentru mine până la ora asta cea mai frumoasă și mai densă carte din acest an. Am pus-o la un loc, apropo de istorie, idei de locuire, poate sta alături de Jung, care știți bine că face metafizica omului ca o casă de mansardă, de parter, pivniță, alături de Helen Poe, Proust, Ibsen, Chekhov, Balzac, Alain Fournier, Faulkner, Marguerite, Yourcenar, Tormeson și George Călinescu. Mulțumesc! Repede, repede, vreau să vă spun câte o stafidă din fiecare cozonac de aici. Adriana Biter, strada Caimatei, lângă fosta biserică cu același nume pe care a dermat-o face când a făcut bulivarul el nou, o singură scenă, vă spun, text scris cu o calofilie și o caligrafie tipic Adriana Biter, are un nebun, nebunul cartierului în piața Cearosetti, Gheorghiță, care la sfârșitul anilor 80, îi punea iarna căciuliță statuiei lui Cearosetti și fulărel la gât și exclama, urla în oraș, liniște, Ceaușescu doarme. Mi l-a adus aminte de Tudorică Rapidistul, pe care îl înjuram, îi spuneam, cu rapidul, cu rapidul, și care lipide statuia Cogălicianu, spune, poporul român la morgă. Apoi Ana Blandiana scapă din cutremur pe 4 martie 77 de pe strada Colonadelor, într-un bloc în care au murit 300 de persoane cu Toma Caragiu în cap. Și aveți aici o Ana Blandiana cu Romulus Rosani, care își fac pe Dumnezeu la Romana, clădindu-și o casă exact cum Dumnezeu face lumea. Andrei Pleșu ne arată nevoia de verticală. Noi toți care am copilărit și am trăit în bloc, știm foarte bine cât de handicapat sunt în fă aceste două dimensiuni extraordinare, podul și pivnița. Astea dau întreaga măsură a eului. Doamna Antoaneta Ralian are orașul roman și o ezansă, umorul înduioșat, și ne arată că așa cum între posesorii de căței și animalele lor se face încet încet un transfer fizionomic, așa și între casă și locuitorii ei se face același lucru. Dumnezeu, când era mică, și-a botezat de orașul Epaminon, da? Și mielul Empedocle. Barbu Ciocolescu ne aduce aminte de Olteanu cu Cobilița, Derdelușul, cum mirosea regina nopții printre gardurile noastre, într-o casă în care erau tablouri de Grigorescu și care Barbu a copilărit alături de niște tipi oarecare care se numeau Camil Petrescu, Liviu Rebreanu, Minulescu, Felix Adeca, Vladimir Străinu și Blaga, căruia Ciocolescu îi pune o pisică în brațe într-o zi și Blaga spune, parcă e o parcă. Gabriel Liceanu, dând volumul acesta, cheia hermeneuții și la Heidegger, prima jucărie din viață la care ține cel mai mult într-o seară de Moș Crăciun, minunată, un avion cu cheiță. În loc să bage cheița să vadă cum zboară avionul, îl demontează cu o rigoare și o logică în care a mers la Zain și Zain peste ani și ani. Și Gabriel Liceanu are, precum Cioran, cu modațiile de rigoare, o cădere din rai. Căderea din rai de pe strada Dr. Lister, înspre iadul de la Hala Traian. Plus vecinul diabolic. Cum vindea bunicul dumnealui lucruri în talcioc și l-a privat de enciclopedia primului război mondial. Un stil și o surpriză și un om extraordinar și neașteptat este doamna Gabriela Tabacu. Eu nu cunosc, nu știu, dar este un text minunat. Este chiar, rivalizează cu Mircea Cărțărescu și cu fabuloasa lui șosea Ștefan cel Mare. La dânsa avem locul pe Ana Ipătescu, 14 familii, 41 de suflete, în 1200
de metri pătrați, mirosul divin al frunzelor arse toamna, iarna când ne făceam cazemate în zăpadă și curția de cireșe. Horia Roman Papatapievici, care se află și el aici, dă o scenă senzațională, rivalitate perfectă cu Șatra, episodul țigancilor care urinează și și fac toate nevoile în fața lumii în semn de sfidare absolută. Textul lui se cheamă La Țigănci. Ioana Pârvulescu este cea care dă ființa casei, făptura casei, duhul locului și ea vine exact în vecinătatea lui Mircea Cărtărescu. Micaela Vițescu, berdelușul păstrez cu nume de general. Se copilărești cu Fräulein, să ai tatăl doctor, să ai mașină Chrysler și o scenă superbă cu arhitectul Simota, să vedeți conștiință profesională interbelică. În 4 martie 77, la cutremur, Simota dă 100 de telefoane la proprietarii tuturor caselor arhitecturate de el. Nu se dărâmase nici om. Monica Pilat, știți bine, Pilații vin în spate cu miorcanii, cu Florica brătienilor și ne dă imaginea ce înseamnă să ajungi acasă cu trăsura, să ai vin și trebuie neapărat să citiți textul ei având vocea ei în auz, lectura ei duioasă. Radu Paraschivescu mi-a dat cel mai tare text pentru că și eu și el suntem, cum spune el, niște fanatici ai glucidelor. Are în orașul Lugoj un poem nebun al dulciurilor, o legătură extraordinară între specificul lecturii și specificul dulciurilor, paginile 263-264. Bine reținut. Altă surpriză egală cu doamna Tabacu este Victor Ieronim Stoichiță, care coboară din empireul lui de savant și de maestru al perspectivei într-o casă care este vecină cu, deci cu textul Monica Pilat, cu Chisescu și tot ceea ce visa Andrei Pleșu ca locuire se află în acest loc. Mama sa voia să fie cântăreasă de operă și din acest loc pleacă, cred eu, toată fascinația lui pentru perspectivă, pentru școala vederii. În sfârșit, vă las dumneavoastră să descoperiți ce spun Tania Radu și Dance Mihailescu. Vă mulțumesc și asigur este o lectură de sărbătoare. Am uitat să vă spun un lucru pentru care merită să cumpărați cartea dacă nu sunteți mari cititori. Sunt niște imagini foarte drăguțe. Fiecare text este însoțit de o poză din copilăria autorului, dacă e vorba de copilărie, sau din tinerețea lui, dacă în carte e vorba de tinerețe. Măcar pentru atâta, pentru aceste poze inedite ale tuturor autorilor, precum și pentru pozele caselor despre care e vorba în carte, merită să luați cartea, dar așa cum v-a spus Dance Mihailescu, sunt mult mai multe stafide în acest cozonac de piatră și aș vrea în încheiere, mi se pare drept să o invităm pe doamna Gabriela Tabacu să ne spună două vorbe despre cartea pe care a inițiat-o.